indiferent de categorie, contează foarte mult să înțelegi produsul. Ori tu, ori echipa. E foarte important să înțelegi produsul. Chiar dacă multă lume ia, multe companii iau produsele de undeva, le aruncă în online și așteaptă. Nu există așa ceva până la, de la documentare, că până la urmă și magazin se întâmplă fix același lucru. De la documentarea produsului, de la promovarea beneficiilor lui, de la poze, de la descrieri, de la pricing, de la... Salutare! Sunt Cosmin Costea, fondatorul EcoMasters. EcoMasters ajută concret magazinele online cu servicii de consultanță e-commerce, implementare tehnologie și marketing online. Din 2005 am lucrat cu peste 100 de antreprenori și manageri în e-commerce și am ajutat pe toți să-și crească business-ul online. Așa te putem ajuta și pe tine. Aplică pentru o sesiune de 30 de minute de consultanță gratuită. Poți afla exact cum să-ți crești vânzările e-commerce folosind un model de creștere validat în 7 pași și tactici de marketing online. Identificăm provocările tale și primești live sfaturi concrete. Nu este despre efort, este despre rezultate. De asta cererea e mare și locurile sunt limitate. Intră pe ecomasters.ro/consultanță și aplică la sesiunea gratuită. Salut, Cosmin! Salutare, Mihai! Bine ai venit la e-commerce pe concret, podcastul comunității EcoMasters. De mult așteptam să vii și am încercat să găsesc timp în programul tău încărcat să vii să ne povestești, să ne spui povestea ta. 40 de milioane de euro cifră de afaceri, e o poveste de spus aici în spate, nu? Înțeleg că ăsta e obiectivul. Da. Suntem destul de aproape să-l atingem anul acesta. Da? Cum a început? Ai început cu o investiție de 10 milioane când erai tu mic, nu? 10 milioane în bani vechi? Deci nu cred că erau 1500 de lei, nu cred că în banii noștri de astăzi. Așa că da, stând și mă gândindu-mă, sunt 17 ani de atunci. 17. Da. O aventură foarte, foarte frumoasă. Stăteam și mă gândeam acum la 17 ani cu o echipă extraordinară. Cea mai bună echipă pe care am avut-o vreodată este astăzi în companie. Și stăteam și mă gândeam că dacă vreodată aș fi avut vreun gând că vom ajunge aici sau vreun plan, cumva ar fi o minciunică, pentru că n-am visat niciodată să ajungem atât de departe. Cu siguranță că mai avem multe de făcut, cu siguranță că mai avem mult de crescut într-o piață foarte competitivă și frumoasă și dinamică ca cea din România, dar planurile noastre sunt clare, planul nostru de acțiune este destul de clar, de transparent, toată echipa e destul de aliniată către planul respectiv și atunci cu siguranță că lucrurile vor merge mai bine. Dacă stau să-mi amintesc, țin minte că am început dintr-o nevoie. Noi reparam calculatoare acum. Și eu la fel. Exact. E simplu să vorbești din direcția asta. Și mă gândeam la un moment dat că mă duceam și reparam calculatoare la anumite companii și zic, ok, dar pierd timpul, pentru că în momentul acela era un simplu catalog sau un Excel trimis pe e-mail și te uitai pe Excel și vedeai ce are nevoie acea companie, nu știu, s-a stricat o sursă, o memorie și te duceai la un furnizor. De unde? La Flamingo? De la Flamingo luai, nu? La Flamingo, la Proca, era o grămadă de furnizori care astăzi nu mai sunt. Dacă stau să mă gândesc, nu a mai rămas nimeni din piața de atunci, aproape nimeni. Și țineam minte că, deci, clientul vedea că are o problemă, eu mă duceam să o constat, mă duceam la furnizor să iau piesa de care avea nevoie, mă întorceam să repar calculatorul. Și zic, ok, pierd o grămadă de timp. Aveam o mașină Blue Shark, îi ziceam noi toate daciile, că am avut multe daci, le ziceam Shark. Și aveam Blue Shark, prima mașină. Ce daci era? 1300 sau 1310, nu contează. 1310, da. Deci aia blue, culoarea ei clasică blue aveam eu.
Exact, exact. Și o căzătură, adică o mașină, vai de cap. Deci, nu știu, în zilele noastre mă gândesc câtă inconștiență era că la vârsta respectivă. Da. Ce ITP? Era ITP, e deja ceva extraordinar. Și mi-am dat seama că, ok, pierd foarte mult timp. Și la un moment dat, firma se numește Evolution System SRL. Mm-hmm. Și la un moment dat le zic ce-am clienților, uite, vă pun Excel-ul acesta, oferta undeva la www.evolutionsystems.ro, intrați și voi acolo, vedeți ce aveți nevoie și vă aduc și nu mai stau și fac timpul ăsta să-l pierd, știi, să stau, să mă duc, să iau produsul, ce aveți voi nevoie, nu știți ce vă trebuie, că câteodată aveai nevoie să rezolvă problema, câteodată voiau să-și cumpere ceva și trebuia să le trimiți oferte și pierdeam timpul. Și mi-am dat seama, zic, ok, dar hai să pun oferta online, vă uitați acolo și vin direct cu produsul la voi, adică mă duc la furnizor și deja vin la voi. Adică, totuși să știe ce vor asta. Da. Păi cumva știau că întotdeauna aveam pe cineva în firmă care era mai tehnic și atunci apelam la persoana respectivă și astfel salvam un timp. Și după aceea ne-am dat seama că de la repararea calculatoarelor e un pas în a vinde online și zic ok, hai să punem mâna să facem un script de adăugare în coș, era comerț online, era la început. Și țin minte că aveam o rețea de cartier, pentru că altă fundație care m-a ajutat foarte mult a fost fundația aceea de a avea internet printre primii în cartier și iarăși nevoia de a avea internet a venit tot așa, soluția de a avea internet a venit dintr-o nevoie, pentru că erau foarte mulți provideri în zonă care nu ofereau internet dacă erai tu unul singur. Și atunci m-am dus din apartament în apartament, am bătut la ușă, am zis hai să facem o rețea de 50 de calculatoare măcar și dacă facem rețea de 50 de calculatoare o să vină și un provider și o să ne vinde internet. Exact, ce, exact. Ce până la urmă, în Titan. În Titan. Și în blocul tău. Da. Exact, și în blocul meu și în blocurile de vis-a-vis și știi că era mentalitatea aceea de noi să intri în casa mea, cum să îmi tragi mie cablu, să intri în casa mea să vezi ce am, adică mentalitatea asta de comunism, de comunism, știi, de frică, ți intră cineva în casă, vede ce ai, nu știu ce, și eu eram un copil, imaginează-ți, eu n-aveam limite în gândire și asta m-a ajutat foarte mult pentru că mi-am dat seama că puteam să, sau am învățat să vorbesc cât de cât pe limba posibililor clienți, ca ei să aibă încredere, să mă lase în casă, să bag un cablu într-un calculator, ca să fac o rețea, ca să am internet. Deci toate cumva se... A, tu făceai efectiv asta, deci trasul cablu. Da, cablului. Normal, da? Absolut. Clar. Peste blocuri, peste haiducie curată. Și revenind, mi-am dat seama, ok, hai să vindem calculatoare. Îți dai seama, dacă eu intram să le pun internetul, toți cumpărau de la mine. Și zic, ok, dar pun oferta online. Am făcut rețeaua de cartier și cei care cărora de unde cumpăram internetul aveau cunoștințe de programare. La un moment dat nu mă mai puteam ocupa de rețeaua de internet și zic, uite, vă dau toate rețeaua și voi îmi dați scriptul de magazin online. Ok. Știi, lucrați la scriptul de magazin online. Și am fost super ok, adică toată lumea a câștigat într-un fel sau altul. Eu scăpam de o belea și, mă rog, era devenit o belea pentru că oamenii tăiau cabluri, furau switch-uri, era hai de ce curat. Adică, lumea noaptea, nu merge netul. Nu merge netul, deci mâncau zilele rețeaua și, iar ei, deci ei câștigau 250 de abonați, că ajunsese la 250 de abonați, eu câștigam un posibil magazin online, pentru că ei, până la urmă, și lor le plăcea să programeze și ne-am dus mai departe. Și atunci a fost un deal. După aceea, firma se... domeniul se numea evolutionsystems.ro și zic, ok, dar e prea greu, lumea nu-l reține, evolution era engleză, systems cu S la sfârșit, cu Y, nu prea se prinde lumea. Și la un moment dat, țin minte că noi am început în dormitorul casei unde locuiam, cu prietena mea de atunci, soția mea actuală, și singura soție. așa ai zis, nu? La primărie și la biserică. N-am exact,
Exact, așa ne-am asumat. Și puneam, zic, ok, avem bani să punem reclamă pe internet? Nu. Ok, nici nu era reclama de astăzi, erau doar câteva site-uri de anunțuri. Și zic, ok, hai să punem, hai să, acum ne știm că se numește AB Testing, dar atunci habar n-aveam. Și hai să punem anunțuri în fiecare zi, de la ora 9 la ora 11, pentru trei domenii diferite, că nu știam care este mai cunoscut. Aha, ai cumpărat trei domenii. Am cumpărat trei domenii, exact. Am cumpărat trei domenii și am pus anunțul pentru trei domenii. Și am pus pentru Evo Shop. Ok. Am pus pentru Evo Shop pentru că Evolution, cum se numește firma, și Shop de la engleză. Evo Mag și Evo Sys de la Sisteme, S-Y-S. Sisteme, că atunci se vindeau foarte multe sisteme asamblate. Și am făcut asta timp de două săptămâni cu soția mea actuală, cu Simona. Puneam două săptămâni și puneam același număr de anunțuri în fiecare zi timp de două săptămâni, de la ora 9 la ora 11. Și cum suna anunțul? Era anunț de magazin sau un produs anume? Cum? Nu. Vindeam calculatoare. Uite, vrei un desktop? Uite, sună la Evomag sau la Evosys sau la Evoshop. Intră pe. Și am pus același lucru pe cele trei domenii. Și marea majoritate a oamenilor ne-au sunat de pe Evomag. Și gata, ăsta este. Și a fost super. Am făcut un test și a fost super și așa am ajuns la numele Evomag. În ce an se întâmplă asta? Atunci, în 2005. 2005, finalul 2005, că firma am făcut-o în mai 2005 și pe finalul lui 2005 am făcut acest AB testing. Și uite așa, ușor, ușor am mai luat încă un prieten foarte bun, pentru că știi că business-ul se pornește cu cei trei fulls. Da, trei fulls, prieteni și familie. Și chiar așa este. Asta e și Evomag astăzi. A pornit cu prieteni, a pornit cu oameni apropiați, a pornit cu oameni care au fost alături. Și cum ai gestionat asta? Că toată lumea zice că nu-i bine asta cu prietenii. Prietenia și business-ul trebuie ținute separat. Acum la 40 de ani, așa, n-aș mai porni totuși cu aceeași direcție. Dar atunci, fiind niște copii, având vise și neștiind cum sunt lucrurile, cum stau lucrurile, cum se fac lucrurile, aia a funcționat atunci și a fost ok. Adică ne-a ajutat și pe noi să creștem, i-a ajutat și pe ei să învețe, să evolueze, să testeze, să crească. Așa că a fost un win-win. Nu ne-am certat niciodată, fiecare, cred că fără să ne dăm seama, ne-am știut fiecare rolurile, se știa cine este liderul, cine este managerul, cine este responsabilul, care este rolul. Adică toate lucrurile acestea ne-au ajutat foarte mult să ne și mai sunteți împreună? Cu unii dintre ei, da. Sunt în companie. Pe diferite poziții, pentru că iarăși mai avem o mentalitate nouă în companie de câțiva ani. Trebuie să crești, trebuie să evoluezi. Nu există să stai pe loc, să stai pe aceeași poziție, că mai bine, nu știu, știi tu cum e, câteodată e bine mai să lași un om să plece sau să faci o convenție cu el de bună înțelegere, pentru că altfel un om care poate nu performează bine la tine în altă structură poate să fie un super performer. Dar aici nu e cu dus întors, că e riscul ăsta și e teoria asta că un om promovează până când își atinge pragul de incompetență. Nu există un risc? Uite, chiar vorbeam într-un proiect cu o colegă dintr-o echipă care spunea de 11 ani fac același lucru, business analyst la o firmă de IT. Și era foarte ok cu asta, nu simțea nevoia de mai mult. Este o carte top grading care explică destul de clar diferența între superstar și rockstar. Sunt oameni, eu... Există mie o diferență, mi-a luat... deci. Stai că trebuie să-mi notez cartea. Cum se cheamă? Top grading. Top grading, ok. Compania se numește Evolution și întotdeauna am fost adeptul evoluției. Și mi-a luat foarte mult timp
și foarte multă pierdere și foarte multe conflicte, împingând oameni care nu erau manageri să fie manageri, de exemplu. Exact. Asta e o problemă. Oameni care sunt buni manageri, hai să fii specialist. Una din greșelile pe care cu siguranță că toți antreprenorii o fac, una din greșeala cea mai comună este aceea de a pune cel mai bun om al tău să-l pui manager. Pentru că el e bun vânzător. Și mie mi s-a întâmplat la fel. Cel mai bun vânzător îl pun manager. Cel mai bun achizitor îl pun manager. Cel mai bun, nu știu, pe o anumită chestie îl pun manager. Ceea ce e total greșit. Sunt oameni făcut. Dar mi-a luat foarte mult timp și multe conflicte. Și în ideea asta de evolution, eu am crezut că nu vrea. El nu putea, de fapt. Nu că nu voia. Nu putea. Și atunci a fost un conflict acolo. Nu, că nu vrei, eu te împing, îți dau șanse, îți dau... Și de fapt, băi, eu sunt happy cu ceea ce fac, adică lasă-mă acolo. Dacă vrei să ai un om specialist acolo, dacă nu, corect. Asta e. Și atunci, a fost foarte, lecție foarte bună. Ai zis că trebuie să evolueze. Dacă nu spre management, atunci cum să evolueze? Mai în adâncimea profesiei sau cum? Care e direcția? De obicei evoluția este pe partea de management. Dacă nu, asta este. Rămâne acolo pe poziție un bun specialist și asta este. Zi-mi în două cuvinte diferența dintre rockstar și superstar, că ne-ai stârnit cu asta. Păi rockstar e, nu mai știu care e prima, dar nu contează. Unul este bun specialist și unul este bun manager. Și atunci nu poți să faci dintr-un rockstar un superstar, de fapt. Rockstar, adică cel mai bun din echipa de echipa de vânzări, tu vrei să-l faci rockstar și el e superstar. Lasă-l acolo la vânzări să fie superstar, să te aducă. Aha. Și noi stricăm ceea ce el poate să livreze, cerându-i să fie manager. Și el nu performează ca manager, el nu poate să fie un rockstar. Deci, doar ca să înțeleg, deci eu sunt cu rock, adică mă simt sufletul meu. Deci rockerul e managerul, da? Pe când Oricare. Da, da, da. Ok. Da, rockstarul e managerul și superstarul e cel mai bun vânzător, să zicem. Ok. Deci există o teorie documentată de cineva legat de... Foarte bună documentată, foarte clară, foarte evidentă. Na, e... Și ce pot să spun este că cu timpul, iarăși o lecție învățată în business și în comerț online, pentru că este un business greu, competitiv, mai ales în România este hipercompetitiv și în America o fi mai puțin. Toți se bat toți în prețuri și în servicii. Cu siguranță, cu siguranță. Acum știi tu cum e. Una e când te bați într-un lac sau o găleată și una e când te bați într-un ocean. Corect, într-un 300 ocean. De milioane cu putere de cumpărare. Cât o am? Multe miliarde, da. Trilioane. Așa e. Cred că ating un trilion în 2-3 ani de vânzări online în curând, într-un an, doi. Diferența... Dar ce am învățat este că cu timpul limita business-ului este limita antreprenorului. E foarte grea asta, este greu de internalizat pentru că sunt foarte mulți oameni foarte buni, foarte buni antreprenori, dar mi se pare că există antreprenori pentru 10 oameni, există antreprenori pentru 50, cu companie de 50, 100, adică nu poți să sari etape și limita business-ului este limita ta ca antreprenor. Am un coleg care spunea o vorbă așa, ne-a zis că e din mintea lui, că n-a citit-o undeva, care zicea, voi ziceți că sky is the limit, eu zic că mind is the limit, de fapt. Bun. Da. Da, dar nu poți să-i zici unui coleg sau unei echipe mind is the limit. Ok. S-ar putea să aibă 25 de ani și să nu înțeleagă. Bă, ce-ai pățit, mă? Ai luat-o? Adică, dacă ai 35-40, ok, înțelegi sintagma ce înseamnă mind is the limit, dar la 25-20, dacă îi zici, băi, mai bine îi zici sky is the limit, că poți să uite la el. Măsoare din ochii.
distanța. Da. Hai să-i întrebăm ceva. Noi când, ceva mai concret. Noi când povesteam, ultima dată ne-am văzut, sigur, la o conferință și povesteam după conferință despre trotinete. Mi-aduc aminte că te-am întrebat de trotinete. Că tu ți-ai pus mintea cu trotinetele astea. Deci tu ai zis, trotinetele sunt ale mele în piața din România. Cum ai gândit de dinainte și cum s-a întâmplat după ce te-ai apucat de implementat ideea asta? Păi, noi am început cu IT. După aceea cu gadgeturi. După aceea cu tot ce înseamnă tot tehnologie. Ai telefoane, televizoare, laptopuri, componente, imprimante, tot ce înseamnă. La un moment dat ne-am dat seama că în orice business de vânzări se erodează marja. Erodându-se marja, am zis, ok, în ce direcție trebuie să ne mai ducem, pentru că și unde sunt piețele neacoperite în online. Și am deschis sport și fitness ca și categorie. Acum aș face-o mai structurat, mai bine. Uh-huh. Atunci am făcut-o cam din stomac. După aceea am zis casă și grădină, o altă categorie cu un potențial foarte mare. Și la un moment dat creșteam și țin minte că m-am dus la un târg acum vreo 4 ani de zile și am văzut mobilitatea urbană, trotinete, biciclete electrice, hoverboard-uri, scutere mai nou electrice, mașini electrice, erau foarte la început și în continuare acum, într-adevăr, se disrupe foarte mult partea asta de electrică și totul să fie electric. Și la un moment dat văd o trotinetă electrică și un om în toată firea mergând pe ea. Noi asociam doar cu copii. Exact. Și zic, ok, dar ce poți să faci cu ea? Păi are 30 de kg, cam mult, dar poți să o pliezi. Wow, ce tare, noi avem blocuri, pliezi, nu trebuie să o pui la, știu eu, Rastel. Undeva, da, poți să o pui și în casă. Se încalcă la priză, deci nu-i trebuie ceva special, super, toți avem prize. Eu pot să o iei socarii și în metrou? Da, poți să o iei. Autonomie 10 km, 20 km, ok. Diametrul Bucureștiului e 15-20 km, dacă nu mă înșel. Ok, deci te duci din A în B și o bagi la încărcat când ajungi la birou. Și uite, ușor, ușor, cum au apărut avantajele într-adevăr reale ale produsului. Te duci, iarăși, nu mai stai într-o mașină de 2 tone, te duci și mai și îți liniștești creierii puțin 10 minute în trafic. Chiar dacă în trafic, dar știi tu cum e, nu stai pe loc. Nu ajungi transpirat la birou. Pentru că iarăși, o să iei bicicleta, dar ajungi poate transpirat la birou și stai toată ziua. Adică foarte multe, foarte multe avantaje în direcția asta. Ok, super, hai să vedem de unde sunt, ce se întâmplă, ce-i cu ele, care este, cum putem noi să facem diferențiere în piața asta. Că iarăși, produsul poate să-l vândă oricine. Mai ieftin. Suntem 85 de oameni, altul are 3 oameni sau 5 oameni. Totdeauna el va fi mai competitiv ca și costuri fixe și variabile. Și atunci, hai să vedem cum facem ceva particular sau să securizăm puțin categoria. Și am făcut un service. Am făcut contracte de exclusivitate, service. Suntem unul dintre puținele magazine online din România de vehicule electrice care are service propriu. Chiar acum e full. Propriu, nu parteneri. Nu, propriu, la noi. Clădirea noastră, cu oamenii noștri, cu încăperea noastră, cu tool-urile noastre, cu tot. Și e full. Deci anul acesta e de 3 ori mai mult decât anul trecut. Într-adevăr, asta e doar susținere, pentru că serviciul este un stâlp de susținere al unei categorii, nu este un centru de profit. Dar și un driver de încredere, nu? Absolut, absolut, că noi chiar cu asta ne ocupăm, adică avem oameni specialiști, iarăși trotineta am zice că nu e așa ceva complicat, dar are un controller, are o baterie, are un BMS, are un calculator,
sunt multe lucruri acolo care, pe care trebuie să ții cont. Și atunci ne-am dus în direcția aceasta. Și ușor, ușor, de la trotinete, la hoverboard-uri, la biciclete electrice, acum mai nou creștem pe scutere electrice, doar că, din păcate, datorită logisticii, este destul de greu de administrat. Dar cu siguranță că logistica o să scadă ca și cost și lucrurile vor reveni la normal. Logistica din China. Provizionare. Da, da. Supply chain-ul din China. Chiar e un subiect care mă interesează între trotinetă și scooter. De ce vedem mai bună tracțiune pe trotinete? Că sunt mai mici, mai ușoare față de scooter, față de o Vespa electrică sau similar? În primul rând, iarăși, ai un scooter, trebuie să-l lași pe stradă. Noi avem orașe cu blocuri, mai puține case. Nu poți să iei scooterul în lift și să ți-l pui în apartament. Doi la mână, cu siguranță că scooterul îți oferă un confort, trotineta îți oferă alte beneficii, e mică, e pliabilă, e agilă. Deci fiecare vehicul electric are avantajele lui. Deci, dacă ar fi așa, să revenim puțin la analiza și la deschiderea unei categorii, aș începe foarte mult de la o categorie care a fost analizată înainte. Ce s-a întâmplat în comerțul online în ultimii 2 ani? Parcă și văd de acum 10 ani ce s-a întâmplat, fix același lucru, pentru că a fost atât de ușor accesibil prin marketplace-uri, prin platforme din ce în ce mai ieftine de comerț online, de administrare comenzi, au apărut foarte multe magazine online și foarte multe firme în această direcție. Și în realitate, comerțul online e dur. Ai niște asociați care, indiferent că vrei, că nu vrei, sunt în compania ta, Facebook și Google, sunt asociați, ei și-au da, nu, orice face, și asta este, e normal, fac un lucru foarte bine și atunci e normal să se întâmple asta. Și atunci eu estimez cumva că iarăși piața aceasta se va cerne și cine într-adevăr face un comerț online și se interesează și se educă și și apelează la servicii și la consultanți cu experiență și la acela va avea un business în timp. Altfel, foarte mulți au impresia că dacă au vândut 100 de comenzi și, wow, 100 de comenzi pe zi, mâine pot fi zero și te-a uitat și mama clientului. Am și eu aceeași dificultate în a lucra cu clienții care spun, deci facem un site, da? Ok, facem un site, da. Trebuie să faci un business, nu un site. Exact, exact. Și cum te-ai gândit? Adică cum ai reușit tu, în afară de service, am înțeles, și de înțelegerea de dinainte a trendului care va veni, cum ai reușit tu să te impui pe piața asta de trotinete? A fost și o componentă de furnizori, a fost și o componentă de pricing. Care a fost ecosistemul? Și care sunt rezultatele? Adică dacă ai ceva, repere. Indiferent de categorie, contează foarte mult să înțelegi produsul. Ori tu, ori echipa. E foarte important să înțelegi produsul. Chiar dacă multă lume, multe companii iau produsele de undeva, le aruncă în online și așteaptă. Nu există așa ceva. Până de la documentare, că până la urmă și magazin se întâmplă fix același lucru. De la documentarea produsului, de la promovarea beneficiilor lui, de la poze, de la descrieri, de la pricing, de la gândește-te că noi avem pentru a fi competitivi și relevanți, monitorizăm prețurile concurenței și ei ne monitorizează nouă prețurile. Noi suntem competitivi în comparație cu concurența, nu pentru client. Clientul este câștigă, că știm că dacă rămânem competitiv, clientul va veni. Deci toate lucrurile acestea trebuie făcute constant, 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 în fiecare zi, foarte bine pus la punct, și ca în orice business, cumva
piața te cerne, adică nu-ți faci bine treaba, nu stă. E o carte antifragil care explică foarte bine ciclul de viața lor cărui lucru și business-ul până la urmă e fix același lucru și comerțul online e fix același lucru. Nu-ți faci bine treaba, ești dat deoparte. Da, contează foarte mult să-ți faci temele, să faci un plan, iarăși de multe ori multă lume și eu am făcut lucrul acesta foarte mult în trecut, m-a rugat cu capul înainte, fără niciun plan, fără hai să ne apucăm, entuziasmul ăla de antreprenor, știi, hai să ne apucăm, gata, hai să vedem ce facem. De acord, da, hai să analizăm și puțin, dă-te puțin un pas în spate și ai că doar îți mărești șansele de reușită și mai puține cucuie, știi, ceea ce toată lumea câștigă până la urmă. Mihai, cât de multă loializare este în piața asta de electronice care au o viață mai degrabă lungă, să zicem 3 ani? Și mă gândesc sau mă întreb dacă un client se întoarce la tine să mai cumpere și după 5 ani poate un televizor sau o trotinetă. Rămâne un atașament față de brand sau o ia de la capăt? Păi, depinde foarte mult ce oferi. Adică, până la urmă, există reciprocitate în general. Dacă tu ai făcut un lucru bun și clientul este mulțumit, te duci tot acolo. Adică, sau e top of mind, să zicem. Uh-huh. Faptul că tu oferi în acel moment din nou o calitate a serviciilor bună, un preț competitiv, tu ți l-ai adus pe client în fața ușii din nou, poate. Dacă ai avut un serviciu bun. Dacă nu, cu siguranță că spune la 100 de oameni. Dacă e bun, nu spune la câțiva. Dacă nu e bun, spune la de 10 ori mai mult. Absolut. Deci cumva, dacă ai făcut un lucru bun, cu siguranță clientul te ține minte. Mai ales la produsele mari, mai ales la telefoane care sunt foarte scumpe în zile în fiecare zi, televizoare care sunt un centru de comandă în casă. Un centru de comandă? Da, adică cumva te uiți toată ziua la televizor sau chiar dacă te uiți, pui pe YouTube. Adică e un centru de entertainment în casă. Uh-huh. Este un produs de lungă durată, dar folosit și cu care rezonezi foarte des. Da, înțeleg. Și un frigider e pur și simplu acolo, deschis. Da, un frigider, aia e, da, și faci treaba și nu ții minte că e Beko sau Arctic sau ce mai fi. Exact. Da. Deci există zona asta de loializare? Că revin la întrebare pentru că aș vrea să te forțez la un răspuns concret. Sau după 5 ani de avut un televizor, cum, să zicem un Samsung cumpărat de la Evomag, eu când vreau să-mi iau încă o dată televizor, poate știi și componenta asta de brand, iau mai degrabă Samsung, adică rămân mai degrabă loial, sau mă gândesc, hai să vedem și ce face LG-ul sau Sony-ul, 1 și 2, iau mai degrabă tot de la Evomag sau iarăși iau toți retailerii în principiu online, dar probabil și offline pe lista mare și încep iarăși să fac lista scurtă de furnizori. Contează foarte mult ce cumperi. Prima, cred în componenta serviciului bun, aduce clientul înapoi. Dar asta nu aduce înapoi, cum să spun eu, țin minte la un moment dat că aveam 3-4 interacțiuni cu brandul până se finalizează o comandă, acum sunt 10-15 dacă nu mă înșel, sunt și chiar și comenzi care au 15 interacțiuni până ajunge clientul să finalizeze o comandă. Deci gândește-te că tu trebuie să fii mereu relevant acolo, ceea ce e foarte complicat pentru că, nu știu, Facebook-ul e la click sau la afișare, Google-ul e la fel, adică tu trebuie să, dacă nu-ți faci calculele cum trebuie, tu zici că uite, conversia asta a dat click, las click și gata, a finalizat și uite cât de bine a costat. Nu, înainte mai sunt o grămadă de alte canale cu care a interacționat clientul. Dar mie mi se pare că trebuie să fii specialist și relevant în acel... Eu, de exemplu, dacă vreau haine, mă duc la magazinul de haine, punct. Adică... Zi numele ca să discutăm pe concret. De unde? La PIC? Unde te duci? La... sau online? Nu contează. Adică
depinde ce vrei, depinde, nu știu, dacă e de un eveniment, dacă e day by day, dacă, adică te duci cumva la specialist. Și asta mi se pare că vor fi câțiva generaliști și după aceea foarte mulți, adică în comerțul online, dacă vrei să trăiești, nu să faci, știu eu, ceva, doar dacă vrei să ai un magazin online astăzi, trebuie să te nișezi. Nu mai ai nicio șansă să fii generalist. Hai să vorbim despre asta. Deci, și asta e o discuție pe care o am cu clienții mei, care spun, ok, să vindem și categoria asta și categoria asta și categoria asta. Și eu încerc să le spun, după mintea mea, că trebuie să ai resurse extrem de mari să devii un generalist. Singura șansă, dacă ai resurse, ai ceva, dar rezonabil, este să fii un specialist. Așa e. Dar asta e 100%, nu trebuie să o convingi. Dacă nu-i convingi, îi lași în pace. E simplu. Adică nu, dacă ei nu sunt convinși, tu ca, mie mi se pare că tu ca și consultant ai drept, nu, ai responsabilitatea de a le spune, iar dacă ei nu ascultă, e doar treaba lor. Adică e ca la doctor. Te duci la doctor și doctorul spune. Dacă tu crezi că ești mai deștept decât doctorul, du-te, frate, și adică nu poți să, ești propriul tău răspunzător și înainte de doctor și după doctor. Adică, corect, corect. Încet, încet îmi fac mantra asta că spun lucrurile de 3 ori și dacă nici a 3-a oară nu... Dar n-are rost să pierzi timpul, adică nu știu de ce să pierzi timpul, nu știu, timpul este important. Absolut. Nu. Hai să intrăm tot într-o întrebare, într-un topic concret, cum ne place nouă. Baza de abonați, cum îți construiești tu baza de abonați și cât de relevant la e-mail și cât de relevantă este și ca afinitate față de brand și ca rată de conversie, poate dă-ne câteva repere aici. Mie mi se pare că, iarăși, baza de abonați trebuie să fie organică. Ok, mai faci campanii, aduni mail-uri, dar e foarte important să fie cât mai organică sau semi-organică. Adică dacă omul acela nu are interes să se aboneze la newsletter-ul tău, mai bine nu-l lăsa să se aboneze. Vei plăti, știu eu, cel care îți trimite mail-ul ți-a un cost, cel care ți ține serverele ți-a un cost, adică tu vei ajunge... am avut la un moment dat într-un an, am calculat, consumam nu știu câte 10 de ore pe săptămână pentru newsletter. Și consumam departamentul de achiziții, fiecare în parte 7 oameni la momentul respectiv consuma cel puțin o oră, două pe săptămână pentru newsletter. Consumam sau investeam ore de la cel care se ocupa cu asamblarea lui, consumam ore la cel care se asigura că e tot în regulă, la design, ca să facă design. Și la un moment dat am făcut o analiză și aveam 1% din trafic. Deci nu din vânzări, din trafic venea din newsletter pe an. Și am zis, ups, stai, înseamnă că e ceva neregulă. Adică sunt atât de multe resurse implicate în această direcție și rezultatele sunt 1%. Adică găsim oricând un alt canal unde să investim aceste resurse altfel și să aducă mai mult de 1%. Și atunci am zis, gata, stop. Și ce, din acest stop moment, newsletter complet? Nu stop din newsletter. L-am restructurat newsletterul, l-am regândit. În trecut, da, cu siguranță, newsletterele cu pline de oferte, cu kilometri ce mergeau, pur și simplu, pentru că era un catalog în care tu îi puneai clientului din 50.000 de produse pe care le aveai pe site sau 100.000 de produse, îi puneai pe cele mai, le puneai pe cele mai relevante sau mai bune sau promoțiile cele mai agresive. Acum nu, acum nu mai este, ori te nișezi pe interesul lui. Cei care vor laptopurile, dai cea mai bună ofertă de laptopuri. Cei care vor telefoanele, dai în momentul respectiv cea mai bună ofertă de telefoane. Dacă nu, te nișezi pe wide, da, pe umbrelă. Uite, intrați aici să vedeți, sau uite, noutăți. Sau, adică dai valoare altfel decât în trecut. Uh-huh. Adică și aici componenta de... Și gândește-te că toți clienții s-au asfaltați din toate direcțiile de tot zgomotul. Facebook, Instagram, TikTok mai nou, gaura asta neagră de timp, WhatsApp-ul, adică zgomotul e și mai bune și newsletter-ul. Și, ok, adică trebuie să faci un mix și să încerci să fii mai,
nișat, mai sniper, cum îi zicem noi în Evomag. O strategie sniper. Da. Înainte le ziceam că înainte aveam o mitralieră și ziceam și mai poate nimeream și noi clienți. Acum nu, stai la pândă, stai ușor și hai să facem lucrurile mai matur. Da, eu zic că pescuit cu dinamită, dar... nu mitralieră, ci... Da, da. Spune-mi un pic despre marketplace-uri, planurile voastre de marketplace, dar și cum vezi tu drumul ăsta de a marketplace-iza, nu știu cum, industria de e-commerce, a polariza foarte mult către marketplace, industria de e-commerce? Mi se pare că marketplace este o componentă obligatorie în orice comerț online și cumva viitorul aparține omnichannel-ului și marketplace-ului, adică neapărat trebuie să ai și prezență offline și marketplace-ul pentru a avea wide, pentru a avea range mai mare și costuri mai mici. Că pe la urmă împart costurile cu cel care, toată lumea câștigă. Câștigă și cel care are marketplace, câștigă și cel care n-are rost să-și facă un magazin online cu costuri, cu platformă, cu marketing, cu tot. Adică, ideea de marketplace ca și model de business este una fantastică. Problema este că trebuie să ai foarte mulți bani să-l faci. E dificil să-l faci. Credeam că trebuie să ai foarte mulți clienți să-l faci. Clienții să aducă banii în online. Simplu. Da, e același lucru. Trebuie să te duci la prietenul Google și Facebook să-i zici, uite de aici. Și ăia îți deschid ușa, dar îți deschid ușa cu bani. Da, nu-ți zic că bine mă ia de aici 1 milion de clienți. Există șansa ca un marketplace să fie mai un marketplace hibrid, cum sunt de obicei și Amazonul și el este seller în propriul marketplace, să aibă mai multă profitabilitate pe sellerii din marketplace decât pe propriu business de vânzare e-commerce? Aici cred că aș face aceeași comparație care s-a făcut aproape întotdeauna, mai puțin în ultimii 5 ani, să zicem, poate 3-5 ani, comparație care s-a făcut între retailerul offline și retailerul online. În trecut, retailerul online avea sintagma că e mai ieftin, că are costuri mai mici, că uite, da, noi avem magazin, voi nu aveți magazin și sunteți mai ieftin. Nu plătiți chirie. Ok, și explicai. Ok, tu ești într-un mall. Vrei, nu vrei, cineva trece prin mall-ul acela, prin fața magazinului tău, care poate e de ciorapi. Și clientul a trecut pentru a mânca sau altceva. Deci cineva ți-aduce traficul acolo. În online, nu trece nimeni prin fața ta. Dacă nu faci ceva... Nimeni, dacă tu nu aduci printr-un canal sau printr-un interes acel om. Și atunci chiria se plătește deva prin canalele de marketing. Și e fix același lucru. Același lucru aș compara acum cu marketplace mai ieftin versus retailer. Și marketplace-ul, dacă nu aduce în continuu clienți, ei nu vin să exploreze acele produse și să caute, să cumpere. Retailerul, dacă e specialist, cumva cineva vine acolo pentru că l-ai obișnuit că tu ești cel mai bun în plicuri albastre. Mă urc în mașină și mă duc la Dedeman sau la Horbach pentru că am nevoie de gresie. Sau am intrat în online și știu că ăsta e specialist în, nu știu, în calculatoare, în IT, în telefoane mobile. Deci, nu cred că este vorba de profitabilitate, pentru că orice marketplace va vrea întotdeauna să crească, este o bătălie de scală acolo, iar la specialist nu poate să stea pe loc, dar cumva crește mai lent, pentru că limitează categoria, câte scaune să vinzi. Exact, și intră în adâncime. Apropo de trafic, eu încerc să mă lămuresc care e viitorul SEO ca sursă de trafic.
Tu ce părere ai? Viitorul e mai mult spre organic sau mai mult spre paid? Ideea este că și și SEO va exista întotdeauna și paid-ul va exista întotdeauna. Dacă ajungi să fii prea mult SEO, orice business, care e scopul unui business? Orice am zice noi, că ne-ar plăcea să, nu știu, ne place nouă să facem, nu știu, mâncare sau că o frigărie. La școală am învățat chestia asta. Scopul unui business este să producă valoare pentru client și profit pentru acționari. Trebuie să producă bani. Nu produce bani, va muri. Că n-are cum, indiferent ce va întâmpla, el va muri. Nu are ce să investească, nu crește. Așa că legat de paid, întotdeauna paid-ul va crește. Google, Facebook vor avea întotdeauna dorința de a monetiza cât mai mult. Dar nici SEO nu va putea dispărea, pentru că nu poți să ai numai, cum e la Amazon, nu știu, devenise prima pagină cea de... Nu, citisem într-o carte despre Amazon, cred că Amazon dezlegat, ceva se numește, sau Unbound, în care spuneau că ajunsese Amazon 60% din pagina de search să fie cu AdWords-urile Amazon. Da. Și atunci, la un moment dat, măi, dar stai, eu înțeleg că arăți ceva relevant pentru căutarea mea, dar îmi arăți ceea ce vrei tu. Eu vreau să descoper. Și atunci interesul de a descoperi, știind că tu ești manipulat de rezultate, pentru că rezultatele sunt plătite, nu vei mai căuta, te vei în altă parte. Tu vrei să descoperi, fii liber, nu să fii manipulat de rezultate. Ok, dacă rezultatele îți ating obiectivul tău, cu siguranță că ești interesat să faci în continuare search-urile. Deci este un mix. Dar este greu. SEO este din ce în ce mai dificil, din ce în ce mai greu, din ce în ce mai impredictibil, complex. Mi se pare că și devin, acestea două devin din ce în ce mai legate. Da. Și dacă ar fi să ne gândim la SEO, care crezi că va fi mai important? Partea de un site, de experiență, de viteză sau partea de link building? Ambele. Dar nu pot. Gândește-te așa, partea de viteză este legată de natura noastră umană. Uite-te la TikTok. Este totul la o soare distanță. Nici nu mai ai răbdare. Ai bounce rate 90%. Adică dorința noastră de rapiditate a accelerat. Anxietatea noastră, nu știu, dacă anxietatea apărea după ce nu se întâmplau lucruri 10 secunde, acum anxietatea va apărea când nu se întâmplă lucrurile în 3 secunde. Probabil în 10 ani copiii noștri o să fie anxioși toată ziua. Pentru că vor vrea instant gratitude-ul acela de care se tot vorbește. Așa că rapiditatea este... nu e negociabilă. Trebuie să ai un... Chiar dacă avem totuși un beneficiu, viteza de internet. Da, viteza de internet o avem noi bună în România. Poate și nu poate. În alte țări nu, internetul nu e atât de rapid. Și atunci partea de viteză din punct de vedere SEO nu e negociabilă. Ăla trebuie să scadă extraordinar de mult. Nu știu, ajung la 2. Noi cred că avem 3 secunde și ceva. Timpul de încărcare pe homepage. Da, și mi-aduc aminte, acum 5 ani aveam 6 secunde, ceea ce era enorm de mult. Și acum, la 3 secunde, deja ne punem problema că nu stau lucrurile fantastic. Partea de link building, ai cu totul altceva. Acolo vorbim de content, vorbim de relevanță, vorbim de valoare adăugată clientului. Chiar așa? La clientul... Nu cred. Fabricile astea de scris articole și de content, eu nu cred că sunt despre valoarea adăugată clientului. Poate că la prima vedere nu, dar cu siguranță că pe termen lung
decizi ce vrei să fii. Vrei să adaugi într-adevăr valoare și să construiești mai greu? Sau vrei să scrii articole pe bandă rulantă și la un moment dat să te citească cineva și să dea un click acolo? Nu știu, noi avem 17 ani. Strategia noastră e de termen lung. Hai să înțelegem ce scriem în articolul ăla. Hai să adăugăm valoare. Și noi cred că suntem cei mai în măsură să adăugăm valoare în acel articol clientului, pentru că înțelegem produsul. Altfel, mai greu să-i dai unui... Adică îi dai unei agenții de SEO să facă articole, nu le va face ca tine cu insight-urile tale. Te vorbeam cu un antreprenor care vinde mobilă și povestea că... Nu care vinde, care produce mobilă. Și povestea că are clienți care au doar un site. Pur și simplu doar un site. Nu ating marfa niciodată, fac activități bune de promovare și de conversie și vând mult, de ordinul milioane de euro, pur și simplu având doar un site. Crezi că modelul ăsta e un model care chiar funcționează, care chiar o să țină? Imaginea asta antreprenorului pe laptop, cu un laptop pe plajă, funcționează? Zi-mi experiența ta, că știu că ai trecut prin momente grele din business și din piață. Why not? Deci nu cred că este un secret. Cred că modelul de business este într-un fel și tu te adaptezi lui. Poți să fii să decizi că vrei să fii, gândește-te dacă vrei să fii agil. În trecut, ca să fac o paralelă, în trecut, toate magazinele online aveau depozit. Cu oameni angajați, total ineficient. Costuri fixe, chirie, probabilitatea ca tu să maximizezi acel depozit tot timpul anului și să ai, ăla devenea un cost fix. Era foarte mică. Acum, magazinele online au fulfillment. Deci n-are rost. Ne uităm la Amazon până la urmă. Tu ai fulfillment sau ai depozit? Nu. Momentan noi suntem la nivel de depozitul nostru. Și ulterior, că atingem și noi capacitatea în curând, probabil că în Q4 anul ăsta și gata, ne vom duce în fulfillment. Adică într-un fulfillment center, adică într-un terț. Adică maximul este ăsta al nostru și ce mai adăugăm plus pe anumite categorii, ne ducem și scalăm. Dar nu te-ai gândit invers, să devii tu furnizor de servicii logistice după 17 ani de experiență în e-commerce? Noi am putea face multe, dar trebuie să decizi business-urile pe care trebuie să le faci. Pentru că altfel am putea face multe. Experiența pe care am adunat-o în toți anii aceștia e destul de mare. Dar acum depinde și în câte direcții te duci. Știi? Trebuie să decizi direcțiile. Știi? Asta e un subiect interesant legat de sezonalitate. Cum gestionezi tu sezonalitatea? Adică doar că așa se întâmplă, mă refer și sezonalitatea legată de anotimpuri, că mă gândesc că sunt produse care se vând mai bine vara sau iarna, și bineînțeles sezonalitatea legată de evenimente, cum e Black Friday. Cum le gestionezi? Logistic, comercial, marketing? Voiam să te, înainte de asta, voiam să te întreb până la cât estimez că ne ducem. Eu am pus o oră jumate, dacă e confortabil pentru tine, și propun să mai vorbim cam un sfert de oră. E ok? Hai să, dacă putem, până la și 10, te rog. Eu am un curs, dar o să mă duc puțin mai, o să intru după aceea. Bun, deci să închidem în 10 minute. Dacă se poate, ar fi minunat. Perfect, așa vom face. Revenind la întrebarea ta, ne-am dat seama că IT-ul, de exemplu, are o sezonabilitate scăzută sau o sezonabilitate vara. Vara nimeni nu vrea IT. Vor, nu știu, piscine, să meargă în concedii, lucruri legate de sau produse legate de concedii. Și atunci așa a apărut sport și fitness. Și am zis, ok, avem această
această burtă, cum putem să, să ne ducem cu o categorie de produse care să compenseze, adică să ridice puțin burta. Și atunci nu mai avem așa, ci avem cumva o burtă mai lină. E încă, pentru că nu e o categorie care să ia, nu știu, 30% din vânzări, dar e clar diferit față de situația în care nu există această categorie. Legat de Black Friday, din timp te pregătești, din foarte mult timp te pregătești înainte. Adică de acum? Nu, din august de obicei. Iulie-august deja începi să te pregătești cu stocuri, cu disponibilități, cu ce se întâmplă, cu tot ceea ce ține de achiziții, cu logistică, cu finanțare, pentru că este un eveniment care vinde, oamenii s-au obișnuit cu el. În trecut am observat că se merge în direcția asta de a îți face un wish list ca să ai cât mai mare disponibilitate. Deci lucrurile evoluează, dar trebuie să te pregătești din timp. Cu partea de servere sau, mă rog, de disponibilitate online, pentru că și acolo crește dintr-o dată foarte mult traficul și trebuie să arăți, să-i dai posibilitatea clientului să cumpere. Adică toate lucrurile acestea trebuie aliniate din timp. Noi folosim un sistem de management mai nou de câțiva ani și bazat pe planuri de acțiune în fiecare quarter, și le punem în practică quarter de quarter. Te întreb câteva lucruri mai punctuale și mai precise acum spre final. 1. Site-ul în sine, vizualul, experiența de cumpărare direct vizuală, nu toată experiența, cât de importantă e și voi cât de des actualizați site-ul sau aveți release-uri majore sau încet, încet, în fiecare zi mai faceți ceva? Industria aceasta este extrem de agilă. Dacă nu ești agil, nu poți rămâne relevant. Noi zilnic avem release-uri, zilnic, poate și de 2 ori pe zi, poate și de 3 ori pe zi. Unele în back-end, unele în front-end. În front-end, clientul nici nu-și dă seama că am modificat ceva. Decât și eu, dacă facem un redesign, dar redesign-ul de obicei îl facem la 3-5 ani pentru a ne adapta cumva la... Pregătiți un redesign într-o perioadă? Momentan nu. Dar release-uri întotdeauna. În fiecare zi, avem o echipă de dev destul de bună, foarte bună, destul de bună, și care înțelege foarte bine ce... Și noi am decis, ne-am dus în direcția asta de al nostru person, al platforma noastră. Platforma dar noastră. Da, iar noastră dezvoltată în cei 17 ani, mă rog, rescrisă acum 6 ani, dacă nu mai știu, sau 7, dar asta a fost calea pe care am luat-o atunci. Acum n-aș mai lua-o în direcția aceasta, pentru că nu are rost. Acum devine foarte disponibil. Mai multe, să zicem așa. Dar mai multe platforme. Or platformă de tranzacționare, de e-commerce, ce ți-ai pune? Depinde. Acum, cu partea asta de microservicii și de API-uri, cu siguranță că aș face un mix. Ok, de exemplu și noi avem, astăzi avem search-ul din altă parte, anumită componentă din altă parte, livrarea sau calculul din altă parte. Adică avem componente conectate la alte companii care ne livrează anumite care rezultate. Specialiști în zonă. Exact, nici n-are rost să ne chinuim noi. Ok, nu mai avem timp. Două întrebări. La ce te uiți în fiecare dimineață? Ce KPI ai pe un ecran, pe un televizor, pe laptop dimineață legat de business-ul tău? Trafic și număr, 3 KPI. Trafic, număr de comenzi și marjă. Și marjă, nu vânzări. Nu. Număr de comenzi, să zicem că e related cu... Ok. Da.
dar neapărat, adică mie se pare că un comerț online, un magazin online este, e de fapt un magazin, da? Adică trebuie să vândă, doar că e prin componenta de online, care de fapt acum e o componentă și de offline. Deci, dar să nu uităm că nu este ceva fantastic, este un magazin. Așa că trebuie ținut cont de ideea că eu de exemplu țin minte, picasem într-o capcană foarte mare, foarte costisitoare și cu resurse extraordinare multe pierdute, și anume vorbeam foarte mult de tehnologie, de platformă, de butonul albastru, ba nu roșu, ba la stânga, ba la dreapta. Până a venit un prieten de școală de MBA și zice, băi Mihai, făcusem un board la un moment dat, un board of advisor cu câțiva oameni foarte deștepți și colegul meu de școală, am reușit să-l coopteze în acest board. Și zice, băi Mihai, eu îi vorbeam de tehnologie, de ia uite ce am făcut, ce butoane am mai făcut, uite ce la poartă. Băi Mihai, mă, ce ești tu la natura ta? Da, Marius, da, uite, măi Mihai, tu ești un magazin, să ne înțelegem, deci ești un magazin, nu discutăm, tu vinzi într-o altă formă, dar ești magazin. Nu știi tu, Marius, nu știi tu comerț. Peste 2 ani de zile am revenit asupra lui, pentru că în bord ne-am mai schimbat și am zis, Doamne, Marius, ce dreptate aveai. Adică, dacă eram puțin mai, toată energia o duceam într-o altă direcție, era, Mihai, poate eram să, și mai. Nu pot să scap fără ultimile două întrebări, depinde de tine cât de repede îmi răspunzi. Zi-mi o experiență proastă de cumpărare online a ta personală și după aia una bună. Bună, care chiar ți-a plăcut, adică nu doar... Și zi-mi și la cine a fost, ca să fie pe transparent. Măi, proastă nu știu. Uite, nu-mi dau seama acum. De obicei, pentru că suntem de atât de mulți ani în această industrie, când cumpărăm de la cineva, permite de multe ori să îi scriu persoane respective și să-i dau un feedback. Și asta m-a ajutat de fiecare dată, pentru că a fost apreciat feedback-ul și m-am bucurat tare mult. Pentru că dacă acelui magazin îi merge bine, el crește piața, crescând piața, creștem și noi. Indirect. Ca și servicii, mi se pare că există o carte foarte, e sfântă, ar trebui orice antreprenor să o citească, se numește Diferențiază-te sau mori. Trout, e autorul, cred. Da, exact. Acolo spune că calitatea serviciilor nu e un factor diferențiator. Ghiși cu ce pornesc toți antreprenori. Okay. Pornesc cu preț și calitatea serviciilor. Nu că noi suntem mai special, că luăm în brațe. Da, Evomago astăzi este o companie de familie, o companie care atunci când vii în showroom-ul nostru, indiferent că ai cumpărat un mouse sau un laptop, îți dăm un cadou, că e o sticlă de vin, că este o prăjitură, că este un croissant. În ultimii 3 ani de zile, toți clienții care au venit în showroom-ul nostru, aproape 90% din toată perioada anului, au primit ceva. Nu știu unde mai primești lucrul acesta. Și nu e atât de, gândește-te, o facem de 3 ani de zile, nu e atât de fantastic. Adică, în sensul că e atât de, wow, uite, mă duc acolo și primesc. Nu, ok, facem. Asta e încă ceva care adaugă la calitatea serviciilor. Majoritatea oamenilor sunt, fiind firmă de familie, se simte la telefon că îți vorbește cineva care căruia, poate îi pasă puțin mai mult decât în partea cealaltă sau în alte părți. Și totuși nu face diferența. Dar nu e suficient, zici tu. Nu este suficient. Trebuie să ai diferențiator, trebuie să ofere o valoare adăugată, reală, clară, mult mai nișată, ca într-adevăr să ai un business care să, în primul rând, să reziste și face să crească. Calitatea serviciilor nu e un factor diferențiator. Asta e interesant. Trebuie să mai explorăm asta și o găsesc neobișnuită ca idee. Ok, dar tot nu scap de întrebare. Zi-mi când nu ți-a plăcut. Nu știu, jur. Aș vrea să spun, dar nu am în minte astăzi.
nu știu, m-am dus la Vasilica SRL sau la Fungro și sau Vuncom sau nu-mi dau seama. Poate și că sunt baia sau puțin în industria dar asta. Dar ceva și... de bine poți să-mi spui o experiență? Absolut, absolut. Am cumpărat, nu știu, de la și de la concurenții noștri și am fost super încântat, nu știu, de la lența de la ochelari și Daniel face o... de la lența ochelari sau ți-ai luat offline? Da, numai online, n-am de ce să iei. Dar ochelari nu de vedere, ci de soare și de de la F64 Marian iar își face o muncă foarte fantastică. Sunt foarte multe, încerc cât mai mult pe online să cumpăr și să testez serviciile, dar nu neapărat să le testez, ci să folosesc modalitatea asta de cumpărare. Dar cei care sunt astăzi în comerț online sunt cei care fac treabă foarte bună. Mulțumesc frumos, Mihai, mulțumesc că ți-ai luat din timp să fii cu noi. Aveam o listă mare de întrebări. Mă interesa, de exemplu, cum ai putea să te duci în zona de vânzări B2B, dar poate mai vii la noi și povestim pendelete. Cu mare drag. Mulțumesc. Îți mulțumesc și eu, Cosmin, pentru oportunitate. Felicitări că ești în business-ul ăsta de... Ne știm noi de ceva ani. Țin minte prima întâlnire. A fost foarte o întâlnire interesantă cu direcții diferite de gândire la momentul ăla. Întâlnirea noastră? Da. Dacă nu mă înșel, erai la metro. Ah, ok. Și a fost foarte interesant cum și ce și ce încercai să realizezi acolo și diferența între un antreprenor cu agilitate și o corporație cu rigiditate. Așa e. Și o bărcuță și un petrolier. Sau... și atunci, știi că petrolierul întoarce în 6 km. O bărcuță trage de cârmă acum întoarce 180 de grade dacă nu are control. Mulțumesc frumos că ai venit. Te mai așteptăm. Spor în toate. Doamne, este. Mulțumesc frumos. Spor. Ciao. Ciao. Pa, pa. Faptul că ai avut răbdare să asculți acest episod îmi spune că ești cu adevărat interesat de e-commerce și marketing online. Asta înseamnă că ai putea beneficia de suportul echipei Ecom Masters ca să-ți crești vânzările și să-ți scazi costurile magazinului tău online. Este singura echipă cu o experiență de peste 15 ani în business e-commerce. Suntem aici să ajutăm antreprenorii să-și crească business-ul online. Așa că dacă vrei și tu să vinzi mai mult cu costuri mai mici, intră acum pe ecommasters.ro/consultanță și aplică la o sesiune gratuită. Te ajutăm să clarifici care sunt provocările tale și te ajutăm să identifici soluțiile. Gratuit! Eu sunt Cosmin Costea, fondatorul Ecom Masters și te aștept joia viitoare la un nou episod e-commerce pe concret. Și ține minte, nu este despre efort, este despre rezultate.